Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În acest cumplit scandal al zilelor groazei revine numele unei organizații neguvernamentale care monitorizează, observă și care a sesizat problemele de mult timp. Este vorba despre Centrul pentru Resurse Juridice. Culmea, 2 miniștri ai muncii din ultimii 3 au interzis acestui ONG să mai monitorizeze situația din centrele pentru bătrâni. Este vorba de ministrul PSD al muncii, Olguța Vasilescu, și de actualul ministru PSD al muncii, Marius Budăi. Acum, în orice stat de drept, unde autoritățile lucrează pentru cetățeni, nu împotriva lor, statul își dorește să colaboreze cu organizații neguvernamentale, care îi oferă gratuit, informații, expertiză și rapoarte, ceea ce permite îmbunătățirea activității. Adică gândiți-vă că sunteți la o firmă privată, sau ce firmă privată care își dorește, vorba aia, să lucreze cum trebuie, ce firmă privată nu și-ar dori să primească gratis rapoarte de audit și consultanță, care îi permit să înțeleagă unde se află pe piață în momentul respectiv, cum sunt serviciile pe care le oferă, cum sunt cheltuielile și cum să-și îmbunătățească activitatea. Lucrul ăsta e perfect valabil în străinătate, adică astfel de organizații funcționează foarte bine în relația cu statul. Așa este. În orice stat civilizat. În statele democratice mature, în țările civilizate, statul lucrează cu aceste organizații neguvernamentale, care se duc, verifică și spun, bă, aia nu funcționează cum trebuie acolo, fă ceva. Mulțumesc că mi-ai zis, băi, n-am știut. Și corectează. Niciodată nu sunt suficienți bani. În orice țară, întotdeauna trăim mai mulți, întotdeauna bugetul e insuficient, întotdeauna nu sunt oameni suficienți sau bine pregătiți și întotdeauna ai nevoie de sprijin. Și dacă lucrezi pentru cetățeni, că de-aia ești ales, de-aia te finanțează, atunci nu vrei să faci lucrurile mai bine? Bă, numai la noi, mă, pe bune, ăștia au interzis, ok. La telefon este Georgiana Pascu, manager de programe la Centrul de Resurse Juridice. Bună dimineața, Georgiana! Bună dimineața! Mai întâi aș vrea să lămurim un lucru, să fie clar. Voi sunteți plătiți de statul român pentru serviciile, de fapt nu servicii, pentru activitatea pe care o faceți, pentru monitorizarea aceasta? Luați bani pentru asta? Nu, și asta ține de prevederile și tratatele internaționale, ca să spun așa, într-un limbaj informal. Suntem o organizație neguvernamentală de tip watchdog, adică acele instituții, acea organizație care ne uităm la modul în care statul român își respectă obligațiile, în cazul meu referitor la persoanele cu dizabilități intelectuale sau cu probleme de sănătate mentală, indiferent de vârstă, dar la acele persoane care sunt închise dintr-un ordin al statului, împotriva voinței lor, în așezăminte de genul acesta, asistență socială, medicală, psihiatrie, unități medico-sociale. Ideea este următoarea. Aceste organizații de tip watchdog, cum suntem noi, întâmplarea face că pe noi ne-a înființat în 1998 Open Society Foundation, sau Soros, pe scurt, sunt într-o relație destul de dificilă cu statul, în sensul în care, cum să spun, nimănui nu-i place, nu? Să-i bată cineva la ușă neanunțat, să se uite la ce anume se întâmplă acolo, să stea de vorbă cu oamenii, după care să-i scrie un raport și de cele mai multe ori să și acționeze, nu? Să-i cheme în judecată pe cei responsabili sau să stea în instanță în numele celor care au murit sau au fost bătuți sau pur și simplu nu conștientizează abuzul, pentru că asta este o altă problemă întâlnită la acest grup vulnerabil. Deci voi verificați dacă statul își face datoria față de cetățeni cu nevoi speciale. Statul cheltuind bani publici pentru asta. Deci nu e vorba că... Bani publici sau bani privați, că am tot auzit discuția asta în spațiu public în ultimul timp, în ce măsură statul are obligația de a se asigura că și cetățenii care sunt în serviciile private trebuie protejați. Și haideți să ne uităm, să facem așa o paralelă, nu știu, pentru oameni care își permit, care merg în sistemul privat de sănătate. Acolo nu se întâmplă plângeri, reclamații, că au fost și acolo nenumărate situații în care cetățeni care au ajuns să fie pacienți în spitale private s-au plâns, nu? De încălcări ale drepturilor. Și voi verificați și asta? În spitalele private nu am ajuns, pentru că, din păcate, în România nu există spitale private de psihiatrie, dar am intrat, evident, în aceste centre de asistență socială private, dar finanțate din bani publici și uneori și din banii resursele familiilor, și nu este, asta este o activitate mai veche. Dacă ne uităm, cred că undeva în 2012-2013 au fost primele noastre vizite în centre de această factură și interesant este, mi-aduc aminte discuția cu șeful unei organizații, se numea atunci și se mai numește Asociația Alexandru Ioan Cuza din Aldeni, Buzău, unde am găsit orori, oameni care au murit, oameni închiși, oameni dezbrăcați într-un așezământ în mijlocul câmpului în Aldeni, Buzău. Iar la acel moment acest șef al acestei organizații ne spunea: ei, stați liniștite că o să vedeți, asta va fi o afacere în creștere, pentru că se pune presiune acum pe stat să ofere servicii în comunitate și o să fie nevoie de oameni ca mine care să ia așa locuri. Când ați descoperit ororile acestea din voluntari, ce ați făcut? Ați comunicat mai departe și ce reacții ați avut? Care a fost feedback? Reacțiile au fost de dezinteres total sau de răspuns în doi peri sau de genul, îmi aduc aminte, Agenția Națională pentru Inspecție Socială și Agenția Județeană Ilfov, care ne-au răspuns în mod particular. Vă dau un exemplu acum pentru cazul centrului din Afumați, Centrul Armonia. Da, sunt acolo 30 de beneficiari, dar noi am format un eșantion sociologic și am stat de vorbă cu câțiva dintre acești beneficiari, iar aceștia ne-au spus că le place acolo și le este bine. Iar despre cei pe care dumneavoastră i-ați sesizat, Centrul de Resurse Juridice, nu putem să oferim informații, deoarece cu aceștia nu am stat de vorbă. Este ireal, nu? Da. Cum îți explici reacția acestor doi miniștri ai muncii, Olguța Vasilescu și Marius Budăi, ministrul de acum, care au interzis? Voi aveți un protocol semnat cu Ministerul de 20 de ani. De 20 de ani, care permite accesul inopinat. Asta este important de spus. Deci sunați la ușă și ziceți: am vrea și noi să vedem, avem dreptul potrivit unui protocol. Ei bine, da, acești doi miniștri, rând pe rând, au interzis organizației să mai monitorizeze situația din aceste centre. După Olguța Vasilescu a venit, înțeleg, un alt ministru, doamna Alexandru, Violeta Alexandru, care a reluat protocolul și el acum a fost suspendat din nou. Cum explic? Sau cum vi s-a explicat vouă? În vremea doamnei ministru Olguța Vasilescu, explicația a fost: avem suficiente instituții ale statului care realizează acest tip de activități, dar și atunci a apărut, ca urmare a unor rapoarte pe care noi le-am publicat și a unor sesizări și îngrădirea accesului în câteva instituții din țară, unde situația era dramatică, și noi i-am cerut ajutorul la acel moment dumneei și consilierului dumneei, care era domnul Vasil Coiu. Lucru care a arătat că asta este situația în România. Cum îmi explic eu este în sensul următor. Nici măcar nu ar fi nevoie într-un stat civilizat, nu ar avea nevoie de un protocol, pentru că acest tip de instrument de vizitare inopinată este un instrument de prevenire a tratamentelor inumane și degradante. În plus, facilitează accesul la justiție. Și el este prevăzut în cel puțin 2 tratate internaționale pe care România le-a ratificat, în speță protocolul opțional la Convenția împotriva torturii și Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Dar asta vine cumva și din lipsa noastră de educație juridică și mai ales educație în materia drepturilor omului. Pentru că în momentul în care tu ai un tratat care a fost ratificat și a devenit parte a dreptului intern, ce sens are să-mi cer mie să mai închei un parteneriat cu autoritatea statului? Nu ai decât să aduci la cunoștința tuturor că acest lucru este un drept al omului și tu ca stat ai o obligație să faci asta. Dar toate aceste autorități ale statului român au transmis în ultimii 20 de ani, să știți că toată lumea știe cine suntem și ce facem. Nu este nimic nou pentru aceste instituții. Iar cum îmi explic în al doilea caz este lipsa de presiune a societății civile. Dar e ca și cum ar încerca să ascundă, nu să rezolve, nu? Exact, iar CRJ a fost în acești 20 de ani singura organizație care a solicitat și a făcut presiune ca acest lucru să-i fie permis. De ce? Pentru că, din nou, presupune că noi nu suntem într-o autoritate contractuală ca furnizor de servicii la nivel local și că cumva deranjăm. Prin urmare, este, cum să spun, e de înțeles. Dacă ești într-o relație contractuală la nivel local cu Consiliul Județean, îți plătește o sumă de bani pentru a te îngriji în comunitate de persoane vulnerabile. Ești într-o poziție dificilă și ești într-un conflict de interese. Dar independența voastră vă permite să spuneți lucrurilor pe nume și să constatați adevărul și să reacționați. Mulțumesc foarte mult. O să revenim la subiect, o să stăm în continuare pe el. A fost în direct în Deșteptarea Georgiana Pascu, manager de programe de la Centrul de Resurse Juridice. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.